pe vremea lui Ceaușescu, ca să poți să cânti public, îți trebuiau atestate. Nu numai ca să poți să cânți public, mai era o chestie. Pe vremea lui Ceaușescu trebuia să dovedești că ai o ocupație. Pentru că dacă nu aveai o ocupație, te trimiteau la canal. Există o lege care nu mai știu cum se numește, care spunea clar că dacă nu ai ocupație, îți găsesc ei ocupație. Adică te trimiteau să lucrezi la canal asta era ocupația. Știu că era la Sălăjan celebrul restaurant, dacă îți mai aduce aminte, minte, Valea Mieilor. Valea Milo, știu, știu, știu. Da. Și care, ca orice restaurant al Bucureștiului pe vremea lui Ceaușescu, la 10 se închidea, iar la 9.30 veneau chelnerii și tăiau lumina. Închideau da, da, lumina da, da, și muzica ca să te mai repede. Da, da. E, pe la Valea Miilor venea și miliția seara pe la 9.30 să vadă care sunt beții pe acolo și cu ce se ocupă ei. Când dacă nu ocupație ocupați, da, le dădeau ceva de Da, Și asta era cu atestatul ceea ce făcea că, adică, asta, situația conducea la o certitudine hilară, adică aveam atestate și noi și bișnițării care vindeau blunci pe strada Povaci. Pentru că și ei aveau nevoie să dovedesc că, că au ocupat și erau și ei cântăreți, bineînțeles. <laughs> da, da, mai apucă voloatarea, scap da, acolo, da. mă gândesc. Da. Da. Care era diferența dintre, hai să zicem, publicul de la cenaclul lui Păunescu și publicul care se ducea să cumpere bilet doar să vadă habar n voltaj sau iris? Um. La cenaclu am întâlnit ceva care m-a tulburat foarte mult. Am prima dată am auzit țipete de alea de gagice. Știi, ca la Beatles. Da, la, da, da după oh. ce am văzut la Și toate știau să fac așa. Și la cine făceau? La orice, la Păunescu, la orice, la um, folchistele alea cu o cană cu vin, sau la orice. La, <laughs> la, la Alifantis, la orice. Și întotdeauna, <laughs> întotdeauna, întotdeauna am crezut că să ai grupiz, da? da. E o unitate de măsură. Nu ai grupiz când prost. Dacă ai grupiz deja, A, da, 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 da. Ah, ok, da. Și atunci, nu, nu erau, nu știu, nu erau grupii. era știau să fac așa. Eu venisem cu, la un moment dat când prima dată, prima, prima dată, la polivalent. Venisem cu uh, două fete. Mă rog, una avea atunci 30 de ani și mi se părea... Uh, Puțin trecută. Matură. Și cealaltă era mai de vârsta mea, așa. Și amândouă știau să facă... <laughs> <laughs> știau să... Și toate în jurul meu știau să... Dar ce e asta? Și prima dată am simțit așa, în abdomen, am simțit ca un fel de rău. Așa, ca un fel de uh, senzație de rău. De senzație fizică. Nu, nu mi-a plăcut chestia asta. Și după aia mi-am dat seama că lor le place, că e un fel de mieunat, că e un fel de manifestare și lucrul ăsta nu l-am întâlnit decât la cenaclu. Asta da, e amuzant. Și a venit momentul în care ceva vă ați făcut, cu siguranță. Vorbesc de anii 80. Într-atât încât a sunat Adrian Păunescu la voi și a zis să mergeți la cenaclu. Eram cumva atât de împotriva acestui curent, am refuzat clar, deși era o sursă, era cea mai bună sursă de venit. Să fi, și să fiți și, și văzut văzuți. Și să fiți și văzuți și te vede o grămadă de oameni și tot, dar tot conceptul ăsta cenaclu era ceva care, nu știu, mă... N-ați rezonat nici cum cu... A, nu, 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 nu că n-am rezonat, mai mult de atât, adică ne umplea de furie, cumva. Uh -huh. adică toată chestia asta și se duceau și oameni care, deci, oameni care se duceau la cenaclu, care nici aparent nu aveau nicio fel de legătură cu mesajul cenaclului, dar se duceau pentru bani. Uh, noi n-am fost la cenaclu. 50 de ani, 80 acum. Exact, Pao. și atunci s-a născut clubul Ing și la clubul Ing am invitat pe Moțu Pitiș. Moțu Pitiș a venit la ora 11 după piesa lui de teatru de la Bulandra. Noi făcurăm rost de un video cu televizor telecolor, să le spunem prietenilor că telecolorul era, este, era ceva ca un, un sfert de, de dulap. Am avut și eu, da. Așa. Nu, eu aveam cromatic, cred, care era și mai Și mare. el a venit cu casetele de la Woodstock. Uh, erau 8 studenți care stăteau de-a lungul aleii de la Grozăvești și care prin semnale cu brichete anunțau când trecea patrula de miliție, ca noi să stingem luminile și sunetul. Și după ce trecea? Ultimul bătea în ușă semnalul și noi reaplineam lumina, patru sedeinși au tăcut un sfert de oră cât a trecut patrula de miliție prin Grozăvești, cu moțul în cap, care vorbea în șoaptă și ne povestea de ce ceococăr care n-avea dinții în gură și are, mă, are cineva o cafea că mi e somn. uite așa s-a stat un sfert de oră până a trecut patrula de miliție. Pe un lucru important care e poate mai puțin știut, Aș vrea să-l documentez, aș vrea să vorbesc mai mult cu, cu rocări de pe vremea aceea, pentru că eu personal nu am fost din uh, cercurile, cercurile respective. Erau consumatorii de aurolac. Deci, uh, noi știm că aurolacii sunt cercetorii aia, uh -huh. sunt oamenii. Anilor 90 atunci. Uh, dar, uh, încă o poveste rocărească, încă o pe care pot să o susțin pentru că am, am auzit-o încă de la început, când nici nu știam ce e Aurolac, este că rockerii au inventat Aurolac. În dorința aia de a se droga și ei cu ceva, au găsit acest mijloc de a te ameți, inspirând lac de mobilă. Și mergeau la concerte cu pungile cu lac. Deci, pe vremea aceea era, gândește era, hai să zicem, dacă rockerii sunt o elită, era un, era drog un de elită. Am aflat lucrul ăsta în anii 80, că de aurolac că am căscat ochii, am zis, ia uite mă, ce jmecheri, s-au gândit și la asta. Și pe urmă, treptat, treptat, în anii 90, am, am, văzut că se răspândește și se democratizează obiceiul ăsta. Pe urmă am făcut și un text care se cheamă Un cântec cu sarmalele reci, Aurolac, în care vorbesc despre situația asta în societate și e o metaforă, nu-i așa, despre cum încercăm să scăpăm prin evadare de realitatea cea cruntă. Este unul dintre, adică singurul cover al trupei, dupe cocaine.